Primul ministru Victor Ponta a fost prezent și anul trecut la deschiderea anului școlar la Colegiul Național Spiru Haret, iar acum există o mare probabilitate ca premierul să vină la Târgu Jiu. Eu pot să spun că Victor Ponta, într-un procent destul de, de mare, încearcă să fie prezent la Târgu Jiu când se va deschide anul școlar și cred că prezența în ziua respectivă, face cât e, și 10 alte prezențe ale unui deputat sau senator, pentru că nu este de aici decolo să vină un prim-ministru al unei țări și să deschidă anul școlar pentru țara noastră, pentru că se va deschide anul școlar la nivel național și că prim-ministru va deschide anul școlar de la, de la Târgu Cred că acest lucru, o prezență a domnului prim-ministru la un asemenea eveniment face cât 10 prezențe de ale domnului senator Tudor Barbu. Primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, spune că atât el cât și președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, și prefectul de Gorj, Claudiu Teodorescu, țin legătura în permanență cu premierul Victor Ponta și încearcă să rezolve cât mai multe probleme. Ținem legătura în permanență cu prim-ministru, atât eu cât și domnul prefect, cât și domnul președinte al Consiliului Județean, cât și parlamentarii noștri și încercăm, încercăm, ca în limita posibilităților să rezolvăm din problemele județului. 2013 a fost un an foarte greu pentru guvernul României, pentru noi toți, pentru că uh, n-a preluat uh, țara într-un moment favorabil, a preluat țara într-un moment de, de crize.